Salutare la o nouă ediție tare de tot, un podcast pe care îmi doresc să-l urmăriți din ce în ce mai mult. Îl realizez împreună cu dumneavoastră, cu prietenii noștri de la Betano și mai ales cu invitatul tare de tot la această ediție, în acest moment, Serghei Mizil. Și atât, un nume care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Te salut! Bună! Și îți mulțumesc că ai venit la tare de tot. Un Serghei Mizil foarte, foarte solicitat, ocupat, nu, admirat, sunt, comentat. Da, sunt solicitat pentru că eu am prins la lume, pentru că am fost cinstit. Adică am spus exact ce s-a întâmplat și nu am ascuns că n-am avut, că n-am făcut, că cu o mare parte au negat trecutul și ce cred eu în creierul meu ăsta mic, așa. Dar în continuare sunteți precum vinul, da? Pentru că cu cât trece timpul, eu mai am mare atu. Eu îmi spun părerea mea pentru că nu am fost legat nicăieri niciodată de nimeni, de niciun partid, de niciun șef, de niciun unul care să-mi dea indicații sau să-mi spune, nu spune pe asta sau spune pe asta. Și eu mi-am spus tot timpul părerea care am avut-o eu. Și un Serghei Mizil, poate că asta am omis să spun, foarte, foarte prezent în online. Deja ți-ai făcut podcast, da. Ești foarte urmărit. De ce crezi că lumea e atât de interesată să-l vadă pe Serghei Mizil, dincolo de ce ai spus acum câteva secunde? Adică și tânăra generație, gen. Păi mă percep libertin. Adică eu am putut să mă acomodez cu orice regim, cu orice situație, în orice, adică am fost și în batalion disciplinar și în alea și în alea, m-am comportat exact, adică m-am descurcat oriunde. Am avut și o chestie de la natură care m-a ajutat foarte mult. Că, de exemplu, eu pe timpul burgheziei roșii, cum la mine se spune, că făceau ea, am stat în vile, pe cel mai mari vile din România. Deci aia, pe Chiselef, unde e reședința ambasadorului Americii, cu curte, cu hectare, cu toate alea. E în clipa când s-au dus, eu le-am șters din cap. Adică n-am avut... că am stat acolo, că după aia stau în două camere sau stau în pădure. Dar nu stai în două camere nici acum. Nu, zic așa. Am avut momente în viață când am stat și în două camere, nu? Sau să la batalion sau astea. Dar, de exemplu, mulți din generația mea, copii de așa, au avut șoc după aia. Dom'le, sau treceau pe acolo, se uitau ca proști. Dacă nu trec și mi-aduce unul aminte, nici nu am în cap că am stat pe acolo. Uh-huh. Adică n-am fost legat de locuri, sub nicio formă. Da, te-ai întors de ce? De la o filmare, de la Scornicești. Da. Apropo de reminiscențe, zic bine? Nu. 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 Pe mine mă... Îți spun ce m-a deranjat la chestia asta. Nu urmărești, eu urmăresc. Au început panouri prin oraș, prin astea, da? Că Ceaușescu a interzis să reabiliteze anumite clădiri după cutremur. Deci au făcut o chestie în astea. De ce? Pentru că multe televiziuni au început cu problema. Să mă, frate, dacă l-ați omorât pe ăla că a făcut asta, am ajuns pe tine și față să mă în acea situație, poate mai rău? Așa. Și atunci am spus, frumos, ce mai vă duceți la Ceaușescu? Că ăla nu mai e istorie. Ce facem cu ăștia? Cu derbedește acum, nu? Da. Că ăla e mor, ce faci? Deci mi-ai două topuri în cap. N-ai obosit să te tot întrebe lumea? De nu. Cum era în vechiul pe regim, de ce făceai, cum făceai, cum era el, cum nu, era ea. Nu vorbesc de asta. De ce mă caută foarte mult tinerești din punct de vedere? Pentru că la televizor li se spune o chestie, pentru că deja s-a format un șablon pe care îi auzi că au stat în perioada care duceau bine, că pe 99% îi cunosc, dom'le, mâncam mâncare cu cartofi, că altceva n-aveam. O minciună totală, că stăteam la ea în casă cu icre, cu alea, cu alea, în fine. Actori, fotbaliști, oameni, așa, înțelegi? Și îi spune măsa și tasul, băi, mâncați-aș limba ta de copil, sau poți vorbi cu bărăție, sau... Oricum, e liberă discuția. Pe vremea aia aveam casă, aveam servici, îmi țineam copilul la facultate, îi cumpăram o casă, vorbesc de unul normal, adică nu de unul, un maestru. Da, om de rând. Om de rând, da. Îmi plăteam toate alea. Acum nu pot să-mi plătesc gazul și curentul. Și atunci în capul copilului e o încurcătură. Cum era atunci? Așteptam puțin că nu era chiar așa cum mănâncă ăștia acasă. Plus că ce mă calcă pe nervi ăștia cu banii care i-au luat și nu dau nicio socoteală. Și ăla a făcut o țară cu banii care i-au luat. Adică eu zic, stai puțin, că practic ca să înțelegi, știi cum e, ca să știi trecutul, să înțelegi și viitorul. Așa e. A spus-o unul mai deștept că să nu zică lumea că am zis că mă fac de căcat. Da. Să dă și filozoful ăsta la masă. Dar ce ai filmat la Scornicești, nu mi-ai spus?
Păi, și mai aveam o chestie, că toată lumea spunea că sunt atei. Tu? Nu, ei. A, ei. Da. Cei doi. Cei doi. El cu ea. Da, Elena și Nicolae Ceaușescu. Da. Și l-am dus să le arăt că au just sus acolo un sat, o bisericuță, care au construit-o ei și sunt pictați. Și bunicii și străbunicii. Că ei au dat banul, au... Asta una bună. Și am vrut că toți spuneau, am vrut să le arăt cum unul, că a fost prost, că a fost dobitoc, unul care a plecat, toată casa este spectaculoasă, avea 25 de metri. Nu puteai stai în picioare. Mâncau la o măsuță atât, am micuță jos. Și au stat casa aia, 9 copii și cu aia 2, deci 11 persoane. Da, de unde, adică de unde a plecat și ce a ajuns? Păi nu, de unde a plecat și ce a făcut ăla? Că l-a făcut o țară, indiferent ce spun toți. Sau asta a făcut o construit o țară care ăștia n-au putut să fure în 30 de ani. Da. Dar apropo de ăștia de acum, știi ce e de aia? Asta zic, ei și vin toți șmecheri ăștia acum în costume, care au stat manechine pe afară și de la Bruxelles cu școli, cu ăla și au făcut căcatul praf. Ne-au băgat în datorie și nu se întâmplă nimic. Apropo de ăștia care ne conduc acum, sau de unii dintre ei, știi ce e de apreciat din punctul meu de vedere la tine și nu doar din punctul meu de vedere? Că deși atunci, în momentul ăla, ai avut pârghile să faci o trecere către lumea asta nouă, post-revoluționară, adică să rămâi în sistem sub o formă sau alta, cu o funcție. Păi nici înainte n-am avut nicio funcție. Păi nu știu, dar atunci ai avut pârghile să te strecori. Dar n-ai vrut. Nu. Ai rămas la fel de libertin, la fel de pe, în primul rând trebuia, în primul rând trebuia să mă duc la... Adică acum probabil că am fi vorbit de un Serghei Mizil, consilier pe undeva, pe la un minister, spun, pe la... Puteam să fac orice, că... Asta spun. Iliescu, o mare parte de timp, a stat cu noi în casă. Adică aproape până la Revoluție. În fine. Și toți care s-au dus au devenit milionari. Asta spun. E, eu l-am considerat... Eu am și principii viață. Eu l-am considerat pe ăsta un trădător. Pe Iliescu. Ai mai spus-o. Da, pe și eu spun, pentru mai întrebat de ce n-a mers. Da, da, ok. Da, înțelegi? Da. Și îl consider și acum un trădător. Înțelegi? Da, între timp s-au mai schimbat. Președinți, păi, s-au schimbat, guverne. Dar eu puteam să plec de atunci, pentru că ei ce au făcut aia? Asta e vrăjeală. Ei au făcut un FSN ăla, care s-au rupt, că au fost, i-au învățat ăștia din servicii, bă, rupeți-vă că nu puteți stați unii, că atunci sunteți Ceaușescu. Rupeți-vă și veniți prin alternanță. A mai venit cineva în afară de partidele care au fost create atunci? Orice partid mi vine, îl halesc sau îl fac serviciile ca să mute guvernarea într-o parte în alta, dar până la urmă tot îi halesc. Da. Uite, Oprea, îți dau câte 1000 de exemple. Da. Nici cu serviciile n-ai avut treabă, nu? Nu, n-aveam cum la Leprins, nu știu dacă ți-a spus Giovanni, că eu stăteam afară cu alte obiecte. Da, nu, ai spus într-un podcast. Eram negustor de vite mici. Da, ai spus într-un podcast, dar e, din punctul meu de vedere, e doar o glumă bună. Ca ce? Să fi fost securist trebuia să fi scris. Iar eu transpiram când scriam. Nu e chiar așa. Asta pornește de la fostul meu prieten Alder Bedeu. Da. Mă dă din voie cu, mi-asum ca să nu te ia pe tine. Tu spune, domnule, dezavoiez. Înțelegi? Da. Că ai la zis că dacă iau stil o mână, transpir. Da. Și mie mi-a plăcut ca idee. Da. Dar cel mai bine, cred că te-a descris un alt prieten. Da? De notorietate. Al tău. Victor Ciutacu. De profesie pictor, ca vocație derbedeu, ocupație cârciumar și poate și actor. A zis-o bine? Cum poate și actor? Da. Pe am ajuns la 6 la film. În sensul în care jongla așa cu caracteristicile, care dintre ele te reprezintă cel mai bine în momentul ăsta? Da, bă, Victor e prieten bun și Victor e un foarte bun observator. Este. Da. Și scrie foarte bine. Dar care te caracterizează? Care îți place cel mai mult dintre toate astea? Sau câte puțin din fiecare? Da, vezi că eu când am când am făcut emisiuni cu pictura, nu s-a uitat nimeni și eu ți-am scris ale mele. Nu mă dă morții, mă, ce făcea asta pictură, făcea alea. Absolvent de arte plastice. Nu știu, și cu, am terminat cu Ciucurencu. Uh-huh. Adică unul cel mai mari pictori ai României. A fost ultima promoție al Ciucurencu. Dar a fost o pasiune? Nu? N-ai fost forțat în momentul ăla? Da, nu am fost. Cum? Asta a fost, cum să fiu? Ce să mă forțeze? Păi asta spun, pasiune. Păi nu știu, familia, că trebuia să ai carte, să fii... Păi dacă nu m-au forțat să intru în partid și în alea, nu? Care ăla era, a fost o perioadă al doilea, bă, Ceaușescu, nu? Da. Și m-a forțat să intru în partid, m-a forțat să mă fac pictor. Da. Nu, din punctul ăsta, tata a fost un foarte deschis și fiecare am făcut ce am vrut. Era greu pe vremea aia să te comporți ca mine și să nu fii înregimentat în... toți pe toți îi băgau... Ce se întâmplă și acum, nu cum ajung, nu cum și bagă pe toți.
Că și asta a fost o enigma vieții mele. Mulți șmecheri și-au băgat copiii în față și eu le-am mai dat exemple pe la televizor, pe aia s-au luat de mine. Bă, în clipa când cazi, pe copilul ăla suferă. Că toți se îndreaptă împotriva copiilor. Înțelegi? Și o tâmpenie, adică eu nu mi-aș băga copilul în toate combinația. Măsescu și spun încă 25 de mii oameni care au făcut chestia asta. Și l-am apreciat pe tata. A zis, bă, fă ce vrei, dar nici nu avea cum să-mi bage pe mine, că eram prea libertin. Asta mi-a plăcut, mi-ar fi plăcut să trăiesc acum cum trăiesc din pictură. Nu s-a putut. Nu am prins o perioadă foarte tâmpită, generația mea. Înțelegi? Și cu ăia, dar timpul ăla a fost de 10 ori mai bine. Pot să explic de ce. Și după aia s-a terminat complet ceea ce pe mine m-a dat peste cap. Că au venit, au zis că le-au un alfabet și au venit intelectualii care au terminat artă, cultură, scris. Da. Și vedem cum plagiază, cum... Că plagiază, că ăștia vorbesc așa. Mă refer la primii care au venit atunci. Și început să ia de mine că sunt de alea. Pleșu, pe vremea aia, mă înțeles că m-a apărat, că eu n-am pictat nici pe Ceaușescu, nici pe Ceaușeasca, nici pe Lenin, nici pe Marx, nici pe Zirații mai în jur pe aici. Și pe asta eu făceam florile mele, curcanii mei, peisajele mele, adică n-aveam treabă să zici că am pictat cu politica și cu astea. Înțelegi? Și să mă dea afară din Uniune. Și atunci a zis Pleșu... Uniunea artiștilor plastici, da. Da, și Pleșu a zis, până la ce grad de rudenie dăm afară? Dar nu asta m-a deranjat că vine, că eu luam familie în două secunde și luam la Uniune și la oricare, că nu stau mult pe gânduri. Dar muream de foame. Nu eu, toți. Uniunea au trecut-o la cizmari, s-a desfințat totul, nu mai aveai niciun drept. Și am stăt să mă gândesc la vârstă, că m-a prins destul de așa, și o vârstă tâmpită că m-a prins. Și cu copii, și cu alea, și cu alea, să stau să mă dau pictura acum să vând ăștia. Dar te-ai acomodat așa din mers. Aveam, știi ce e cel mai bine și am recomandat la toată lumea? Să ai și carte, dar să ai și strada. Școala vieții. Da. Dacă n-ai strada și ai prea multă carte, te pierzi. Da. Înțelegi? Și nu înțelegi anumite lucruri și m-am... Cum 3 secunde din casă, stăteam în pivniță, stăteam în bataliune, adică n-am avut niciun fel de... De ce crezi că în ziua de astăzi, iată, facem un slalom așa între trecut și prezent, de ce crezi că în ziua de astăzi nu mai există dăștia care au strada? Nu se mai poartă? Adică lumea se tot duce la Serghei Mizil, la Giovanni, la alții, tot de pe vremea acum aia. E o generație de ce nu care... sunt generații care au pentru și ele acum, ăștia... la bază, să spun între ghilimele, da, strada? Da, da. Ăștia care vin acum, care stau, adică ori sunt foarte săraci și atunci o dau pe infracțiuni și pe astea. Că șmecheria nu să te duci la pârnaie sau să dai în cap sau da. Să târcărești, să faci, nu, sau să vinzi droguri. Da. Șmecheria să te descurci, adică noi aceia eram obligați să ne descurcăm din mai multe puncte de vedere, înțelegi, și cu banii, și cu plecările, și cu alea, și cu alea, adică acum ăia care sunt foarte bogați sunt plante, îi dă tasul și măsa și ce stradă să aibă și la revedere, și ăia care sunt foarte săraci și intervin pe niște chestii care, cu droguri, cu nenorociri, cu tâlhării, cu astea. Și mai e o chestie, din punctul meu de vedere, statul nu mai are autoritate. Nu se poate să se întâmple, n-ai vrut să bată câte 500, să taie, să facă un sat. Dar mai degrabă nu mai știu ăștia de frică. Pentru că statul nu mai are autoritate. Nu? Că dacă erau legile clare, pe în Germania poți face ceva. În America poți face ceva. Ce ți se pare cel mai grav care se întâmplă și nu e... Că fiecare face ce vrea. Și legea este cum vrea fiecare. Și de partea autorităților. Că afară nu există să se întâmple să-ți facă ăla așa. Adică eu când am ajuns în Los Angeles, la tot la niște derbedei nu m-am dus să vorbesc cu guvernul american. Înțelegi? Ei mi-au spus din prima pe aeroport când am ajuns. Da. Nu începe ce faci acolo, nu întorci capul când vine poliția. Noi vedeam în film când înjura pe ăla, vezi, nu faci nimic, când vine, stai așa, el îți bagă mâna, îți scoate actele, nu faci absolut nimic. Da, da. Prima reacție, și atunci, cum, dar nu e așa, că o flec mă și așa, fii, bă, te împușcă în 2 secunde. Înțelegi? Da. Păi când la noi, din punctul meu de vedere, corupția e atât de înaltă la toate nivelele, încât n-au autoritate, nu? Că e simplă povestea, să faci o lege. Și mai e o chestie care o permite, adică la care le convine, lasă-ți facă și demonstrații, să stea, să facă absolut ce vor, la care nu le convine, tăbară cu scutierii pe ei.
Înțelegi? Care nu e o chestie normală. Apropo de prezent și de rețelele astea de socializare, unde ești foarte, foarte activ, da? Cam în toate ipostazele în care te vede lumea, ai în față șprițul, lăutarii, prietenii. Nu, pentru că asta vor... E teatru? Publicul meu, nu, domne, nu. Nu e teatru. Dar nu beau 24 cu 24. Păi asta era întrebarea, cum reziști? E, nu beau, de exemplu, beau așa acum... Am băut 3 zile la Sconice. Dar duci, nu? Duci. Da. Și acum o lună, o lună și ceva nu beau. Uh-huh. Cam în toate, și la mare cu Boanchiș, și la Znagov, și la podcasturi cu șprițul în față. Pe le facem acolo, că la mare avem, acolo sunt mai mulți, avem plaja noastră și alea unde... Băi, faci un mielul aia, dar în fiecare zi, un weekend. Senzația multora, inclusiv a mea, asta e, că toată ziua Serghei Mizil petrece. Dacă stau la mare, nu mai muncește nicăieri? Nu, dacă stau la mare, beau. Adică dacă sunt în vacanță, normal că beam în fiecare zi o șprițul asta. Dar când fac și vrăgeala aia, că pictorii beau, nu, când pictam, niciodată nu beam. Uh-huh. Dar ai închis-o cu pictura. Păi am închis-o cu pictura, că este foarte greu să pictezi. Am spus după ce s-a întâmplat, pot să-ți explic. Deci înainte, ca membru al unor plastici, cum eram eu, deci aveam atelier gratis, case de creație foarte tari, gratis, unde îți dădeau și materiale, mm-hmm, și absolut totul, mâncare, șprițul, tot, da, și lăsai o lucrare sau asta, aveai la Academia din Roma, care plăteai în lei și cu expoziție, cu stăteai, lucrai, plăteai și după aia, ce era bine acolo, că ei făceau un eveniment și chema și ambasada, invitau oameni de cultură, de artă din țara respectivă, adică tu nu veneai cu un tablou mic în spate, băi, sunt mare mătă, am și un tablou, vrei să-l cumperi, înțelegi? Da, da, da. Îți creau chestia asta. Îți luai împrumut de la Uniune, noi ăștia tinerii luam mai puțin, dar pictorii mari și foarte bine, luau un jur de o dace, jumătate de dace, în fiecare lună îți dădea statul și la 2 ani de zile sau la un an făcea expoziție și îți luau lucrări de bani respectiv, adică îți lua sindicatele, UTC-ul, în fine, că mai erau ăstea cu, da, RAPPS-ul, da, în fine, care toate astea. Și aveai o liniște, da? Stăteai, sala aveai gratuită, critica aveai gratuită, afișul și catalogul aveai gratuit. Da. Acum sala ți-o plătești ca oricine, că dacă fac o nuntă să fac o pictură, e același lucru. Și problema care a fost, că să stai să pictezi, că nu e cum vrăjeala asta, că vezi filme, că la bea toată seara se ucea și picta, sau picta pe masă, nu. Și eu am început să-mi afacerile. Uh-huh. Și nu aveai cum să stai când stăteai acolo și spuneai, a venit sanipidul, a venit sanitar veterinarul, a venit primăria, a venit sectoristul, a venit mama, a venit tata, a venit TM-ul, a venit, da, BTM-ul, a venit... Pentru că în România au făcut legile așa fel încât să nu poți să fii corect niciodată. Zici? Nu po- orice om care lucrează corect în România n-are cum, nu câștigă. Trebuie să furi. Nu, să faci un mic lucru. Ca ei, ca să poți să te agațe oricând, când vor ei, să te bagi în sectar. Păi uite-te la toată lumea. Vrea să-ți facă dosar, în 20 de zi am făcut dosar. Dar ai scăpat de asta. Păi eu nu eram important, că eu nu m-am luat cu nimeni, cu politic și cu astea. Și nu te-ai luat, dar ai cam înțepat pe toți, ca să nu spun altfel. I-am înțepat, dar eram prea... Și după am renunțat la... Nu ți-a fost frică? Nu. Niciodată? Nu. După dacă revoluție. Dacă mi-era frică, nu făceam. Nu, după revoluție. Nu. 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 Ce să fac? Te închidă. Păi și mă duceam la Pârnaie și... În Pârnaie sunt mai șmecher ca afară. Sunt mai cunoscut în Pârnaie ca afară. Da. Dacă o să faci cu domnul Victor, pe care îi treabă cum sunt de cunoscut la Pârnaie. Da, apropo de Victor, de Giovanni, spune că sunt singurii care nu te-au trădat niciodată. Nu, domnule, au fost frații mei și... Bine, mai sunt, nu, domnule. Mai sunt mulți, dar ei am stat tot timpul lângă mine și eu am stat și eu după ei, după aia. Uh-huh. Dar nu te-a interesat și pe tine să te duci în lumea asta a transferurilor de fotbaliști? Deși în anturaj pe vremuri erau nume importante. Prima s-a făcut în fața mea. Prima tranzacție. Când s-a făcut ISM-ul. Sau cum se mai aia? Da, ISM, da, da. Când? Și primul transfer sau ce s-a făcut în fața ta? Ia firma s-a făcut cu totul. Uh-huh. Dar asta spun, nu te-a interesat să te duci în lumea asta a bine, transferurilor? Bine, vrei să spun ceva, eu și foarte mulți fotbaliști, atunci nici ei nu credeau că se poate... Că poate să duc așa departe, mm-hmm, chestia asta. Da. Cu Gino, cu Dinu? Nu, la masă atunci a fost, nu știu tu, Bartolomeu, dintre fotbaliști a fost Hagi și
Și unul, nu mai știu dacă era în Germania, ori un nețăr, ori unul care avea un picior mai scurt. Care era mare fotbalist, neamț, că l-au adus pe ăla. Atâta mi-a rămas în cap, că pe mine nu m-a interesat. Steam la masă, am mers acolo, Bartolomeu era cu mătru cu mine. Și cu astea că a venit și ei aveau un cap tot Occidentul, că suntem cichidul ăla cu mucoși, cu copii, cu retardați, cu toate alea. Și când am dus la Snagov, a zis, unde suntem? Altă lume. Bă, da, l-am băgat într-o vilă care tot era PPS-ul lui Bartolomeu, a făcut acolo toate vorbele astea. Și ce e aici? Păi zic, e România. N-avem noi vii așa în pălacuri acolo. Păi zic, asta e România. Că așa era. Acum e mai tare decât atunci. Da. Și, te rog. Și primul mi se pare că au avut cură pe Răducioiu, care era, a fost la un botez de-a meu și atunci au avut să-l scoată primul pe Răducioiu, mi se pare că l-au scos. Da, l-au dus la bani, parcă. Da. Dar erau mulți oameni de fotbal care n-au crezut. Bine, aici talentul mare care a fost al lui Giovanni. Da. Dar tu l-ai cunoscut și pe albanezul, nu? E cum să nu-l cunosc pe albanezul? Eu mergeam cu Giovanni, cu albanezul, eram prieteni din de aici și după aia eu mergeam afară la ei. Da. Stăteam pe acolo, pe la Frankfurt, pe la Karlsruhe, pe la toate alea. Da, cu Gino, cu Dino acum s-au cam rărit chefurile din mai multe... Nu, adică nu mai e cercul ăla de... Nu, Cornel Beanu, Beanu, Cornel s-a schimbat mult, adică, dar are caterincă mare oricum pe... Are, nu? Are vorbele la el. Da, și ne... și bine, și-o arăt cu banchi și rău de tot, că e plăcerea noastră, îi trimite mesaje de îl îmbornăvim, dar... Zai că spun curând că ultima care mi-a spus cea mai tare. E bun, nene, și eu nu mă spun pe Dino. Bine, nici nu se spun la cât îi fac. Că îl luăm din casă, că îl facem. Da. Că eram la o cafenea și eu veneam. Erau multe lepre la masă. O, bă, vi-l prezint pe... Ăsta e actor mare tot, a jucat în filme, a jucat în alea, a jucat. Eu care sunt pervers de meserie, m-am făcut plec la veciu și m-am dus după colț, după draperie aia. Dă-l mă morții, mă, zic, când a jucat nicăieri, e un rebut genetic. Lui Dino. El mi-a zis, el și-a zis de mine. A, tot el zicea. Da. El mă umfla și când m-a făcut că plec, du-te până a jucat, e un rebut genetic. Bun. Bun, bun, nu te poți supăra pe el. Nu, fratele meu, cum să mă supăr pe el. Și Gino? Gino, să, oricum, e, na, el a mers pe funcțiile alea și nu mai s-a... Pot. Trebuie să ai o ținută, nu mai poți să sări cu mine în cap și în dinți și alea ce... Dar alăturarea asta cu Nicu Ceaușescu v-a folosit, nu? Față mie? De... Și ție și lui atunci? A, da, pe timpul ăla, normal că au avut avantaje de pe urma lui... De pe urma acestei prietenii. Nu Nicu era, că Nicu, pe Nicu nu l-a interesat fotbal niciodată. Cel mai tare era Mac Popescu, adică el a... Arhitectul. Arhitectul, el a ținut toată asta și era una Barjuma care a murit, Dumnezeu să ierte, care făcea. Dar bineînțeles că aveau de avantaj, nu? Pentru că se ducea și Nicu îi servea. Nicu a servit pe toată lumea, Nicu a fost un băiat extraordinar. Da. Dar Valentin, de ce n-a fost atât de prezent? Cu noi? Da, și în întâlnirile voastre și în toate poveștile Valentin astea. Valentin venea, dar nu stătea. Valentin citea. El avea bolul cu fizica și cu Steaua. Cu Steaua. Nu era Valentin, nu exista... performanța stelei. Din 86. Din 86. Da. Adică asta nu mi-a, că eu nu am, eram așa. Stăteam tot ziua cu fotbaliștii, dar n-am fost niciodată disperat să merg la fotbal sau să mă uit. Decât dacă jucau ăștia care jucau, care erau tovarășii mei. Dar cum a luat naștere pasiunea asta lui pentru Steaua? Dincolo de poate statutul de suporter, pasiunea de a fi Tasu, un fel de... Tasu a fost fondatora CCA-la Armatei, ca general. Da. Că toți ăștia spun că Tasu a fost analfabet. Nu, Tasu a făcut, a venit general, a făcut facultatea de la ruși Frunze. Care ăștia nu spun niciunul. Nu puteai fi analfabet dacă trebuia să știi rusa măcar, dacă să vorbești, nu? Și ăla e fondator la ăla CCA Armate și el cred că de asta a avut, că și ăla ținea cu Steaua. Dar la meciuri mergeai pe vremea aia? Păi nu, ți-am zis că nu mergeam la meciuri, că nu prindeam... Deloc, deloc? Adică măcar la 1, 2, 3 de-astea mai importante. Am mers, doamne, când eram cu Mircea Alcescu. Acum două zile am întâlnit cu el, m-a strigat, m-a pupat. M-am dus și am luat o bere, am luat asta, am început să vorbesc cu ăla, au dat gol până m-am întors, am văzut golul. Pe acolo. Da, nu. Da. Și atunci... Și nu m-a tentat niciodată. După era să îmi iau bătaie mare pe un stadion. Unde? Mai ții minte? La Petroșan, cred că acolo era. Dar ce ai căutat pe acolo? Mergeam cu echipa Dinamo. Aha.
cu o parte din echipa Dinamo se intra prin crame până se ajungea la la meci. Aveam da. Părul la bare, zi pozele. Da, părul la bare. Da, da, cum să nu, cum să nu. E și era un, nu Vailer era antrenor, nu Radu, era unul din frații. Și a zis că sunt frații lui Vailer. Da. Uh-huh. Atunci când ne-a așteptat aia cu numele, cu cruce, nu n-ați prins voi. Avea toată echipa, ne aveau cu cruci cu pe stadion cu numele cu astea. Da, da. Și au zis că sunt jucător argentinian, că sunt aia la. Atunci cu pletele alea. Cu pletele alea, da. Da. Și eu cum sunt eu, de așa că am venit aia la gard să fac cu mine, i-am luat un flec, mi-am luat în alea. Le arătam că le dau 3-0, că le dau 4, că le fac alea și nebuneau aia. Nu știam că așa pe stadion, că bă, dar în două secunde de la prin secretar, la toți ea urlau tot să mă mănânce. Da, cu Lucescu povești? Păi stai puțin, ia. Că Lucescu m-a scăpat, că e băiat deștept. Și îmi spune, bă, dezbracă-te și fă-te că te antrenezi. Lucescu? Nu. Mult în frate, da, da. Și când a văzut că m-a treșea și le arătam, au, vă dau, alea, alea, alea. Și după, după meci, m-a așteptat tot orașul afară și cu, și cu milițienii, că toți vreau să pună mâna pe mine, înțelegi? Uh-huh. I-am umplut de flec, mi-am umplut de alea și m-am dus în duș îmbrăcat. Și da. Noroc cu Mircea, că avea un Fiat 850, m-a băgat în mașină și a pus echipamentul, că i-a oprit autocarul prin secretarul cu ea ca să mă găsească. Cred că mă încingeau. Dar regret că nu mai sunt vremurile alea? Nu. Nu mă refer la comunism, ci la toate acele nebunii care se întâmplau. Deci, lumea mai era mult mai echilibrată atunci. Adică nu exista diferența asta între oameni cu bani și oameni săraci. Da, privilegii erau pentru unii. Stai, eu vorbesc mai departe, care regret, da. Nu am stat în abia, fără discuție. Dar dacă vrei să mergi acum dacă mergi la un restaurant, te costă jumătate de salariu, nu? Dacă mergeai pe vremea aia la tot centru aici, erau mai restaurante mari. La prânz nu găseai loc. Uh-huh. Cu 100 de lei, mâncai două persoane, bai până că dai în cap, nu? Adică era raportul cât trebuie să bei față de salariu. Și da. Lumea era mai egală. Uh-huh. Acum sunt diferențe foarte, foarte mari. Adică sunt unii foarte, foarte bogați, că noi nu suntem capitalism, noi suntem lumea treia, poate să dea ăștia cu coaie de asfalt, ăștia suntem. Pe așa e, bogați și săraci, nu? Tu în care dintre ele te cadrezi? Eu la zic ce, că la sunt la clasa de mijloc, care asta trebuia să fie. Care e foarte, foarte mică. Procentual vorbiți. La toți aia e foarte puternică, clasa de mijloc, asta este baza, nu? Dar dacă te duci pe la țară, pe acolo sau pe astea, ce este? În epoca de piatră. Și stai puțin, când a venit cu să le taie curentul, acum nu mai dă voie nici cu lemne prin pădurile cu astea, cu ce să încălzesc aia? Dar ce-ți place la societatea de azi? Că așa, dacă ne luăm după ce am vorbit până acum, ai zugrăvit-o numai în gri, nu, să nu zic în... Nu, păi dacă nu m-ai întrebat ce nu mi-a plăcut niciodată acolo, da, că spuneam. Da. Deci, în primul rând, sper să nu se ajungă, că văd că ultimul trend e să ne cam taie și din libertăți și din libertatea de a exprima, de a vorbi. Zici? Păi, au început, dacă te iei de anumite orientări, hât ți-o taie, că tu n-ai poți să... Dacă te iei de Zelenski, hât ți-o taie, dacă îl umfli pe Putin sau ești de acord, hât ți-a tăiat... Uh-huh. Asta dacă... pe rețele, la liber, când pe rețele și cam peste tot a început să te ia. Și de la televiziune și de astea, că îmi spun toți că merg până vorbi, că ne dă amendă. Uh-huh. Deci deja a început să face pumnul în gură. Da. Deci ce mi-a plăcut până în momentul ăsta, sper să nu ajungem în faza asta. Da. Deci, libertatea de a te, circula, de a te exprima și de a te informa. Ea, da. Cum? Păi da. Înainte n-aveai cum, dacă nu erai șmecher cu asta... Tu aveai. Nu vorbesc de mine, eu vorbesc de țară, nu? Păi nu, te întrebam strict pe tine. Ce... Păi mie nu m-a schimbat nici atunci nimic, nici acum. Atunci aveai și libertate de circulație, aveai, ieșeai? Ieșeam, da. Da. Dar tot nu ca acum. Era cu limită. Trebuia să-i ceri, da. E bine pe mine mă lăsa că idiotii tot vreau să rămân. A, da? E, cum? M-au da. Și zis, m-au și decât tata, fugit, dar nu ca acum am urc mașină, în avion putem că văd că ne cam taie avion. De asta spun că încep să adică eu văzându-le pe alea, eu zic că acum noi ne îndreptăm spre o constrângere mai mare. Și îți explici de ce? Ea nu avea o putere ca acum să te asculte pe tot, pe toate sistemele astea și pe telefon și pe absolut orice. Da. Ăla trebuia să spargă casa, să vină să montezi un microfon, vorbea în mașină, la revedere. Acum te ascultă și cu telefonul închis, cu televizorul. Ai văzut că televizorul închis și te filmează. De aia ai venit sau nu, de-aia nu știu, își nu știu. Păstrezi, iată, un dispozitiv despre care se spune că nu poate fi ascultat. Nu, de-aia? Cred că e vrăjeală. Da? Te ascultă cu orice. Dar nu știu să bag numere și n-am tehnică, n-am astea și... Da. De asta.
Cred că și asta e vrăjeală. Nu, nu poți să folosești nu m-a chinuit cu numărul tău, că l-am ținut minte ca să văd să te sun acum. Da. A vrut să-l bag. Deci de-aia nu apelezi la un smartphone, la tehnologie și așa mai departe. Eu mă spun singur ce trebuie să mă ascultă ei. Dar atunci aveai libertate de exprimare? Dacă tot facem o comparație, voles, noles, tot acolo ne ducem. Nu aveai. Ba da. Cât ai fi vrut. Nu, îi măscream. E o enigmă. M-a întrebat și Boanchi și multe lume, bă, dar cum nu ți-a făcut aia nimic? Păi și în ce sens îi măscărei? Sau unde? În toate felurile. Pe unde vorbeam? Că mergeam la restaurantele care erau ale partidului, știu alea și toate alea, și nu iau chelnerii, făceau raport, nu știa. Bancul cu ei? Bancul cu ei spuneau și pe alea, fii atent că și cu bancul ăia erau vrăjeală. Bancurile cu ei erau făcute tot de securitate. Pentru că erau sub apă. Uh-huh. Exact ce se întâmplă și acum. Gen Radio Erevan? Gen... Absolut totul. Ei știau, erau sub apă pentru că omul trebuia să se descarce cumva. Eu n-am auzit pe nimeni asta. Și cum și acum sunt o groază de știri false acum, care tot ei le aruncă pe piață. Tu n-ai văzut că vine bomba, gata, au terminat cu... au început cu pandemia, că de aici mi-e frică mie. Cu închisul în casă și cu asta, adică pe vremea nu era chiar așa. Dar știi ce m-a surprins pe mine? Văzându-te cum e amploare așa, din punct de vedere mediatic și nu numai, că nu ai dat curs vreo unei invitații ca să intri în politică, pentru că sunt convins că sigur ai avut. Nu. Dar ai avut, nu? De la toți. Că nu cred în niciun partid, nu vreau șefi și am văzut că toți sunt conduși de aceeași persoană, de aceeași instituție. Nici măcar n-ai fost aproape vreodată? Nu. Să spui, domnule, mai mă gândesc, stai puțin, să... Nu? Nu, nu. Că n-am cum, că pe tine că toți care apar, toți au trecut pe la servicii. Toți îi ceartă, toți îi fac pe toți. Cum mă reunu, cum mi-a scos dosarul. Mm-hmm. Deci n-ai vrut niciodată să te... Fii, tu nu vezi, mă uitam acum la Dragnea, la Dragnea, la Robor 3, au fost nu știu câte micuri, la lanterne, cu mânuțe, cu alea prin piață. Da. E roborul nouă, nu mai spus să spremeni. Dar dintre cei care... Pentru că pe aia i-au scos serviciile. Păi uite-te aceleași persoane care atunci scoteau mii de oameni. Uite-te la Chirilă. Când aici acum, n-a mai fost nimeni în spatele lui. Nu e aceeași Chirilă. N-avea aceeași putere să scoată oamenii în stradă, deci n-a mai ieșit niciunul. Dar dintre ăștia care fac politică sau au făcut după Revoluție, care ți se pare așa pe gustul tău sau din filmul tău? Sau zici că toți sunt o apă și un pământ? Eu așa zic. Da? N-a fost niciunul așa mai răsărit pe care să-l admir? Păi toți au fost preșuri. Toți? Păi uite-te, față de Occident, toți au fost preșuri. Robotul e cel mai preșa acum, ăsta ultimul. Uh-huh. Înțelegi? Adică pe tot timpul ne-au condus ea de afară cum au vrut. Spune și ceva de Adrian Năstase la un moment dat. Domnule, Adrian Năstase e un om foarte deștept. Am copilărit cu el și intrat primul la facultate. Și era singurul care era un de cultură. Adică citit cu tablouri în casă, cu o ținută. Dar nu poate să prinde la noi așa ceva. Cu bibliotecă, cum se spune. Cu bibliotecă. Păi, dar nu mă contează un om care te conduce să aibă... Eu, după punctul meu de vedere, îl puneam prim-ministru pe Ion Țiriac al României. Îți explic de ce? A plecat de lângă noi cu o geantă și a devenit... Miliardar. Dar nu miliardar. O moare relații mari în toată lumea. Mari de tot. Și când asta? Când l-ai fi pus? Și acum sau atunci când era cazul să se schimbe totuși ceva? Nu, după ce s-a schimbat. Când România nu... Și în primul rând îl puneam pentru că un om care a plecat cu o geantă și l-a adus mintea să facă așa și cu relații lui putea să ridice într-un fel țara asta. Că restul primilor care au venit au fost toți numai sateliți. Dar în ce măsură ai prevăzut, fiind acolo în interior, gen, înainte de Revoluție, da? Aveai informații pe care lumea nu le avea și nu vorbesc de lumea de rând. Da. În ce măsură ai prevăzut scenariul ăsta post-revoluționar? Bun, cade regimul. Nu, să știa de asta spune, asta... Iliescu, toată lumea să știa cine vine. E scrisoarea cu 4 ani înainte care nu vrea să o scoată. Ok, dar și desfășurarea ulterioară, cu tot ce am trăit și trăim. Păi ei au încurcat partidele istorice. Și foarte bine le-a făcut. Pentru că Iliescu și cu aia care veniseră cu absolut toți vreau să facă un fel de perestroică. Uh-huh. Că asta era ideea de la Gorbaciov. Uh-huh. Ei nu s-au așteptat. Ei au luat-o în mână de Mărineanu. Adică și securitatea, serviciile care și plus ăia de afară au fost încurcați că au zis că Ceaușescu are armata aia și calea și toate invențiile, toate minciunile alea, care nu a fost, și al doilea, ei nu s-au așteptat să
prinde atât de repede și atât de puternic partidele istorice. Că asta i-am curcat. Da. Altfel, probabil că am fi avut un alt curs. Zici. Da, oricum ăla nu se rupea de ruși. Acum unde suntem? John, acum suntem nicăieri. Acum suntem vânduți pe față. De ce râzi, dom'le? Suntem vânduți, numai ce mai e al nostru? Numai nimic. Suntem singura țară care ne-am vândut totuși, care am oprit totul ca dobitoci. Opriți minele, am oprit minele. Polonezii nu oprim minele. Ungurii nu oprim minele. Noi am oprit ca și-a vrut aia. Nemții care sunt oprim, acum au dat una. Mine, noi, da. Vine useriștii că avem gândacul cu două coaie, pe aia și noi cu trei floci și așa, și nu dăm drumul la alea că, cu mediu. Adică, deci, bate joc de noi. Păi bun, și atunci lumea asta, tineretul, da? La ce să mai spere? Doar să plece? Păi, în primul că eu mă cert foarte mult cu tineretul că nu votează. Da. De ce? Sunt situații în care nu se întâmplă, dar prezența la vot în alte situații e destul de... Nu, nu vorbesc de tineret. Vin tot lăcustele aia bătâne de vârsta mea. De remedii? Da, înțelegi? Tinerii nu vin. Și eu le-am spus, bă, chiar dacă nu-ți convine ce fac ăștia. Și în primul rând, nu ce-ți dă pe telefon. Uite-te, eu mă uit la toate televiziunile de știri. Da. Înțelegi? Și văd știrea lor, la cum o spune invers, la cum o spune invers, la cum o spune, și îl cred pe ăla care mi-a tact. Ăla care vorbește ca la revedere. Că pe telefon îți vede profilul și îți bagă numai ei. Mă uitam când, cum i-a ars pe toți, aveam mai avut, bă, uite, Iliescu a zis de să nu-l votăm pe Ponta, că e un prost, că e un derbede, un fei făcut. Bă, și credeau. Nu, eu nu te uitam în telefon, că ți-am spus, îți vede profilul și îți vin știrile mai care vor ei. Uite-te și încearcă să judeci. Chiar dacă nu-ți convine niciunul, du-te și anulează votul. Păi și pe YouTube, dacă tu cauți ceva anume de două ori... Exact. Da. Ulterior, când îl deschizi... Da, uite, vezi, acum eu, ca să să mă sparg, eu nu m-am uitat numai așa, m-am uitat și la ce zic rușii și alții. Și mor de râs. Eram la... în țară, care avea multe posturi, că erau foarte mulți turiști, acum nu mai erau ruși, și mă uitam și era o secvență când mergeam la cu tancuri printre niște morți care erau cu niște chestii negre pe ei, ăștia aici arătau că rușii treceau, ăia arătau că ăștia treceau. Hai să o dăm puțin pe Monden, pentru că sunt convins că și de aici avem ce povesti, ce spune. Ce zici de lumea asta mondenă? Bă, bine, mă distrează. Da? Da? Ce anume? Sau cine anume? Și circurile și scandalurile. Hai să vorbim de ultimul, că până la urmă nu, fără să supărăm pe nimeni. A fost un circ în toată regula. Bătaia dintre Ana și Reghe. Așa e. Așa e ea sau așa sunt ei? Nu. El a fost, părerea mea, a fost împins spre chestia asta. Eu cunosc foarte bine pe amândoi. Așa. Și așa, adică e cu Prodan ca bătrân, era chiar foarte bun prieten. Cu Ionela Prodan? Da. Da. Caioasă, femeie tare. Ce ai zis când ai văzut imaginile alea? Când se bat, când se... Păi mă așteptam până la urmă, nu? Da. Păi nu e amenințat pe toți că-i tăvărește, că-i face... Hai să facem... Nu m-am băgat, că ea m-a chemat deoparte, nu mă bag pentru că... Te-a chemat? A chemat să lupt împotriva lui... Lui Rege. Da. Da. Dar hai să facem că... Și că nu mă bag eu, e treaba lor, e familia lor, ce să mă bag eu? Da, avem și un pariu al emisiunii aici, da? Ha. Și să facem un pariu așa, dacă da, vrei să facem. Da, ce? Da? Facem pariu că se împacă în viitorul apropiat sau îndepărtat Ana cu Reghe? Este pariul emisiunii. Pe pariu. N-au cum. Eu știu mai multe dezbuturi. Să-i întrebăm și pe cei care ne urmăresc, da? Să ne spună... Poate fac o pace să nu se judece. Că la ce aia l-a amenințat și la ce a făcut el, că și aia cum o amenință pe aia e de părnaie. Nu, pariul era dacă vor fi din nou împreună. Din nou împreună, da. Nu, da, e exclus. Exclus, da. O să vedem ce spun și cei exclus care ne urmăresc. Să vedem ce cotă poate să aibă un astfel de pariu. Care sunt cotele? Și altceva din lumea mondenă, ce te mai fascinează așa din... Păi vezi, uite, știi aici o chestie care e pe mine, că înainte era televiziune care erau de Nișe și de Caterinca care mă interesau pe mine, că am plecat în jibă politică, dar am văzut că se ia multă lume și că mă accept cu ei și ajung să-i jignesc pe la televizor și pe astea, zic, nu mai mă interesează, mă, cum schimbă nimic. La noi soarta este făcută, la noi, în afară de Iliescu, care a câștigat
mandatul pe bune și al doilea care a câștigat a fost pe un anti Iliescu, a câștigat Emil Constantinescu, care a spus, care a fost singurul președinte care a vrut să spună: m-am înfrânt sistemul și am plecat. Știi că a spus lucrul ăsta? Da, 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 da. Restul toți au fost puși, deci unul de afară, că n-are cum să... Și atunci ce să mai... Nu? Da, spune, crezi că dacă n-aveai înfățișarea asta așa, mai aveai succesul ăsta? Și pe vremuri, dar mai ales acum, când acum există așa o explozie de canale, de YouTube, adică ce, de că statuat, că sunt Instagram, astea? De Facebook, stai că de televiziuni. E, înainte era o emisiune care era o caterincă cu astea și cu unde te distrai. Așa, acum au început să le interzică și pe astea. Nu-ți mai dau reclamă dacă îl chem pe ăla, nu-ți mai dau... Bă, ce mă omoară pe mine cel mai tare? Că nu pot să înjur, când tot românul înjură. Dacă stăm la stop 5 minute acum cu camera și pui piciorul sau așa, îți ia morții, 20 de mașini ți-a luat morții și familia și... Da, și te macină că nu poți. Și să ne căcăm pe noi când înjurăm, când tot românul înjură. Da. Păi bine, în public, noi păi suntem perceput drept... Păi și ce? Ce? Că ce? Modele, gen... Și în care cine sunt modele? Nu știu. Păi nu, dar pe mine când mă cheamă capatul, eu nu sunt model, eu sunt lepră. Și poți să înjur, nu? Da. Amenzi peste amenzi că ai înjurat. Și ăla acasă o bate pe aia și îi dă carne prin gură și bot de o căpiază și la televizor, oh, vai, n-am făcut-o. Dar nu mi-ai răspuns cu înfățișarea ta, dacă mai aveai acela succes, dacă nu erai atât de fioros. Dar nu sunt fioros, numai ce m-am percepe lumea. Adică lumea cine nu te cunoaște, te percepe un arogant, un... Nu. Nu, din potrivă, lumea vine la mine. Când, de exemplu, eu dacă merg acum pe... Asta fac 20 de poți, eu stau cu toată lumea, cu bătrâni, cu copii, cu... Iau... Ești un influencer. Nu, dar mult să feresc, mai ales că cu pandemia, văd nu stau lângă mine, cu mască, cu alea. Când vin la alea, mă atrajez la stop, că mi-e mașină să-mi arate pe nevastă, să-i fac cu mâna. Da. Alea sunt mai complicate, dar... Bă, nu vreau să-i fac cu nevastă ta. Ai avut probleme din punctul ăsta de vedere vreodată? Cu scandal, cu astea? Da, cu femei, cu... Adică să ce? Acasă. Probleme acasă. Nu. 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 Ți-ai văzut de treabă? Nu, dar... Nu suntem... Suntem destul de fiecare pe, cu cap și cu asta și nu ne... Adică avem o viață civilizată, nu ne intersectăm, nu ne... Povestea tatuajelor. Sigur că ai mai spus-o, dar... Da, cu tatuajele, deci am fost fascinat de Gauguin. Ăla mi-a plăcut și mie ca idee și cum a fost el ca... Dar de când? Să o luăm cu începutul. Am mult. Primul a fost ăsta. Cu Ernesto? Da. Che Guevara? Da. Da, da. Poți să-l arăți, poți, dacă... Păi, dar nu poți să-l rupi, să nu, rupi nu ne ajută, da, da. Să rupi pe cămașa. Dar vrei mă las în pire. Da. Da. Fascinat de el ca personaj, da, ca ce-a făcut? Da, spun și ăsta, da. Și de ce îți explic? Și deci ăsta lucra în bancă, lucra în astea și bătrâns, s-a tatuat, s-a dus în insule, le-a luat pe toate alea, le-a ars pe toate, a murit de sifilis, adică cum a murit... Și asta mi-a plăcut oamenii care sunt banchier sau sunt om politic sau sunt... Vorbesc de Che Guevara acum. Nu, vorbesc de Gauguin. Gauguin, da. Așa, înțelegi? Și stai bă, frate, ce stai eu ca buh, că asta m-a murit pe timpul comunismului, de asta n-am uitat nimic, că nu pot să divorțez eu de aia. Pe aia se duce și o rupe în gură, să rupe în toate alea, n-avem voie. Bă, și... da. Vezi că nu juri, da, așa. Și eu sunt obligat cu ea că mi-a spus mie Ceaușescu, mi-a spus mie, și care stau cu ea. Păi stai tu cu ea, mâncați din limba ta, stau eu cu ea. Înțelegi chestia asta. Ce mi-a plăcut la asta? Mie, în general, mi-au plăcut oamenii care au crezut într-o idee. Și care n-au fost influențați după aia de bani sau de poziție de ideea respectivă. În primul rând a fost genial că a avut ideea să plece cu 10 oameni să bată America. Că eu am boală pe coloșii ăștia mari care spun că nu pot să fie bătuți și toți experții care nu au să fie la prima putere în stat și ăla e un senil care ieri nu recunoștea până o sală. Vorbea cu mort în sală. Ai văzut-o? Ai văzut-o sau nu? Mi-a scăpat asta. Îl căuta pe unul și ăla era dus de mult. Da. O să mă uit, mai văd. Băi, dar are o groază ce asta-i. Da. A confundat-o pe nevastă să fie cu ea. Înțelegi? Și au plecat și i-au bătut pe american, da? Da. Golful Porcel, tot alea. El putea să rămână în Cuba, cu ăla toată viața, în dansuri, șprițuri și gagici. Da. Că știi că au avut problema ei cu prostituatele. Da. Că puteau să le pun la muncă, că erau așa. S-a dus în Bolivia. Da. Și omul s-a dus pe ideea lui până la o mierlite. Adică îmi plac oamenii ăștia care, bă frate, cred în ceva și merg peste tot. Adică nu stau să mă succes, să mă frec. Dar primul când l-ai făcut? Mai nu mai știu. Și după aia tot am mers că s-a aproape tot corpul.
Dar atunci, pe vremea aia, era o raritate ca cineva să fie tatuat. Era imbecilitatea că ești pușcăriaș dacă ești tatuat. Exact, exact. Erau tot felul de mesaje cu te iubesc, cu... Stai, tu mai las de pușcărie cu inima, da, și inima, patru, da, puncte, săgeata, și săgeata. Și da, patru puncte cu unul la mijloc. Ce înseamnă? Singur de patru pereți. Înțelegi? Adică erau tâmpenii. Tatuajul afară este o artă și sunt foarte mulți care... Eu, asta e chiar o artă, nu e chiar o vrăjeală. Și ce? Bine, eu am o compoziție. Duc aștia că-ți fac aici, îmi fac o... Am o poveste. Da, te-am ars Vasilico, după aia divorțez aici, te pup Georgico, te-am... Da. Dar ți-a fost frică... Nu. Nu? De tatuaje, de ace? Da. Nu. Nu de ace, nu de ace. Că vei suporta consecințele pe vremuri. Nu. Nu. De ce să-mi facă? Plecam. Afară. Da, oricum o tundeam. Când se terminau ai mei cu... Alea o tundeam. Mm-hmm. Dar după Revoluție n-ai avut în intenție să rămâi? Unde? Afară? Să te stabilești? Stau afară. Nu ți-am ofis Giovanni. Nu, să te stabilești, să rămâi acolo. Nu. Spus. Nu să pleci, să rămâi. Nu. De ce? Pentru că sunt... Patriot? Da, și naționalist. Ești? Tata era foarte... legat de... Glie. Și eu sunt foarte legat. Mm-hmm. Dar te-ai fi adaptat și acolo? Nu. De ce? Sistemul lor de viață, viața lor, să n-ai, nu-ți intre nimeni în casă, să n-ai prieteni, să n-ai... Nu, e foarte complicat să ieși aici. Eu am flagiria că trebuie să am atunci acasă, cu mese, cu astea, vin prieteni, beau, mănânc. Mm-hmm. Eu dacă stau singur acasă, plec. A, deci tot timpul ești înconjurat de... Da. Practic asta te... Da, așa am fost eu. Poate și că am crescut cu multă lume. Că la noi în casă eram noi mulți, prietenii noștri. Femeile care stau în casă erau permanente. Milițienii, securiștii. Pe vremea aia nu era distanța asta, că se mânca la masă, împreună mâncau cu noi, da. Tata le boteza copiii, luau numele lui mama. Adică era mai... Da, spui, erau mai umani față de ăștia. Adică nu era ca robotul să arunce paltorul să-i lea unul, sau ăla care mâncau chiar și i-a făcut semn să le ia, nu știu, ăla de la USR, nu știu care. Da, existau și atunci... Mașini de nu exista. Nu genul ăsta. Da, exclus. Anumite privilegii, spuneai, da, că fără numere cu trei cifre, da, cu tume, da. Uși deschise. Pentru că, care era chestia? Era foarte structurată treaba. Dar, din punctul meu de vedere, era mai bine cu mine aceea că era structurată. Bă, atunci dacă făceai ceva, primul te lua partidul. După aceea, dacă hotăreau, te mutau și făcea, și după aceea începea parchetul, miliție și astea. Acum, președinții ăștia și mecheri care au venit și fără creier, toți au făcut mii de generali, mii de servicii. Și degeaba ești tu cu ăla, că te ia ălalt. Și tot timpul nimeni nu e sigur. Înainte, mă, frate, era într-o chestie, ăla te judeca, nu te judecau 50. Da. Care știa o chestie, mă, făceai. Și atunci, foarte clar, bă, ai numărul ăsta, la revedere. Care crezi că e cel mai mare neadevăr care s-a spus despre Ceaușescu? Dincolo de faptul că era analfabet și spui că nu e așa. Da? S-a tot spus, 30 de ani de... Păi da, tot lumea, singur adevăr a fost, pe. Nu, neadevăr. Păi procesul, 62.000 de morți, cu alea absolut totul, cu ăla, cum? Și au fost 1200, 200 lui și restul lui Iliescu și alu ăștia care nu începe procesul ăsta niciodată. Și toți idioții spun, de ce, mă, că e prea bătân, că sunt prea bătân. Nu! Ai văzut pe evrei? L-au căutat pe aia, pe fașiștii au căutat și l-au procesul la 90 de ani. Procesul a început, nu s-a dat o... Păi când se mai, dacă mierlește, dacă nu o să fie broască țestoasă. John. Se curăță și John la un moment dat. A murit regina și rămâne John. Când l-ai întâlnit ultima oară față în față? Pe John? La ziua lui domnul Mădălin Voicu. Prietenul tău sau fostul prieten? Care-mi prin gură. Fostul prieten sau prietenul tău? Fostul prieten, bă, de pe Deu. Înțelegi care a făcut-o la ATN, nu la ATN, la Intercontinental, unde a venit și Năstase și John, că nu vrea să haleau. Unde trebuie să pupă post. Acum am câștigat 600 de euro, care nu mi-a fost dat nici acum, 200 de la Victor, 200 de la Giovanni și 200 de la Viorel Păunescu. Uh-huh. Nu, la Viorel Păunescu cu... care, nu poetul. Nu, al nostru, care da. Era cu barul. Da, da, de la Melodii. De la Melodii. Da.
Pentru că, cum sunt idiot din naștere, înțelegi, domnul Mădălin Voicu, care făcea după aia la Giovanni acolo, care a fost cea mai tare, dansau popular între palmieri, cea mai tare grăciumă care a fost vreodată, bă, ori sunt popular, ori sunt palmieri, stai două secunde. Și le spunea ureche, bă, vii la de Gocoș, dar sunam de la toată lumea. Și eu am făcut pariu cu ei, când intră Iliescu, că atunci încă mai vorbeam. Zic, vine direct la mine și îi spune ureche. Nu mai spunea nimeni, merge la Doi Cocoși. Uite-i treabă-i. A venit Iliescu din soțul meu, vine la mine și nu mai spunea nimeni, merge la Doi Cocoși. A făcut așa și a plecat, zic, dați-mi banii, nu bă, că n-a venit. Dar acum în ce? Nici nu vreau să-l văd. Nu. Nu. Astăzi problemele familiale. Da, 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 am înțeles. Dar cum îți explici că din vechiul regim, așa, când lumea se gândește la personajele importante din vechiul regim, ești singurul acceptat, dacă vrei. Că ați spus adevărul. Adică, bun, sunt unii care nu mai sunt în viață. Clar, nu mai poți să intrem nimic. Și o mare parte din care erau acolo... Dar mai sunt urmașii celor de atunci. Ești urmașii celor de atunci. Și se feresc să spună cum îi cheamă numele de familie, pe unde sunt ascunși. Dă-mi un exemplu. Tu știi mai bine ca mine cine erau atunci. Păi dacă nu-mi dă exemplu, nu din familiile, da? Maurer, cine mai erau atunci în vogă? Păi ăla ce să spun, că ăla cât de imbecilie, înțelegi, el tasul a făcut comunismul aici, stai puțin. Așa și el se dusese la partidul legionar și la asta, zic, băi, ești de căcat cum te duci tu la ăla, la ăla, sau la ăla. Dar și eu sunt atacat foarte mult că vorbesc de oamenii de... Asta voiam să te întreb. Sunt și oameni care îți reproșează sau te acuză. Du-te, bă, și lasă-le, că și pe vremea aia ai dus-o bine. Da, vii acum să te bați cu punul în piept, nu, că ești un șmecher. Nu, mai așa. Mă iau ăștia acum... Cine? Tinerii? Nu, ăștia care trebuie să sară când, în clipa când nu mai ești de acord cu ce se întâmplă în România, nu? Mălin Bot, Mircea Dinescu, care pentru mine a fost o surpriză. Ce îți reproșează? Eu i-am spus și în față că mie mi-e prea simpatic și un băiat prea deștept și cu prea mult umor ca să... Că Mălin Bol am luat mai tare, că nici mă interesează cine, nici vreau să mai... Așa. Că Flavie și mi-a spus că cum ar fi, că eu, cum aș fi băiatul lui Goebbels și l-aș apăra pe Hitler. De s-a ajuns la... Da, păi i-a atacat chestia asta cu procesul, cu banii. Da. Înțelegi că acolo m-a atacat și John Iliescu. Dar m-a atacat involuntar, a atacat trustul. Că l-am turnat cu banii, că așa e. Socră meu a fost generalul Marcu, ajutorul Pacepa, că Pacepa era pe aici, ăsta a stat pe afară o viață întreagă și ăsta a condus tot spionajul românesc și fondurile lui Ceaușescu. Și a doua zi după Revoluția, a treia zi, care atunci spunea, bă, dacă ne... Să înțeleagă lumea. Eu am făcut o expoziție cu vreo 3 zile înainte, de revoluție, sau 4 zile. Înainte de Revoluție? De înainte de Revoluție, domnule. Da. Unde, dacă te uiți pe film, era și Sergiu Neculescu, multă lume. Și a venit John. Așa. Care spuneam un chiu, zic, hai să vină. Și ăsta mi-a spus, bă, dacă vine, să ne arestează Ceaușescu. Zic, lasă, bă, mă dore pe mine că e un chiu. Că de asta am luat. După ce a venit, că ăsta avea conturile lui, conturile Ceaușescu, conturile țării, când erau Ceaușescu. Și a treia zi l-a chemat să predea. Cu tot așa, am stat la postul respectiv și a zis că mai bine să-l întrebe pe patronul postului unde sunt banii. Că deci chiar cheamă oameni ca mine, care nu știu. Dar John direct ne-a luat. Dar spune-mi, ai mai făcut așa o mențiune vis-a-vis de ceea ce vreau să te întreb acum în debutul acestei ediții de podcast. Dar vreau să dezvolt puțin. Nu ai niciun fel de sentiment de tresărire când treci pe lângă anumite clădiri, nu, unde... Locuiați, nu, unde locuiau, unde vă făceați veacul, chefuri, nu, nimic. Nu, nici mai îmi plac. De exemplu, noi rupeam pe scăruși, nu mai e cârciun. Nu neapărat cârciun. Nu, domnule, nici cațe, ți-am zis că m-am uitat așa la asta, nu. Deci eu le-am șters din cap, dacă pui tu sau trec acolo și mă întreabă unul de stat, arăt, dacă nu trec, nici mai n-ar fi fost. Da. N-am fost legat de case, de obiecte, de... Dar lumea, să știi, acum nu știu dacă toți, dar unii, citind și comentarii și forumuri, continuă să creadă că ai rămas cu o avere considerabilă după nimic, vremea regimului. Nimic, zero. Terenuri, case... Nimic. Singurul teren care ni l-am luat aici, dar nu a fost alutat, deci bunicul meu a fost moșier. Uh-huh. Că de-aia ne cheamă și Mizil.
Și aici jos pe Decebal avem, nu știu, de, ăștia au evaluat, mari experți de căcat care s-au luat și de mine, de vreo 2 milioane de euro, teren și dăm eu toată familia și un bloc. Mm-hmm. Atât. Dar nici nu am luat. Deci eu de la mama, de la tata, asta nu am luat absolut nimic. Nici tablou, nici mica, era colecționat tablou asta și cărți. Asta era și cu tablourile, că domne, că ați vândut un tablou și v-ați luat terenuri și ați făcut blocuri și... N-am văzut niciun tablou, n-am văzut nimic. Așa se spune despre ăștia. Și eu le spun. Nu, tablourile au rămas la sora mea și la asta și, și cărțile. Eu aș vrut să iau tablouri, dar au zis, domnule, le păstrăm, că dacă să fac o fundație cu tablourile cu astea, bine cu păstrațile. Dar unii și-au tras, nu? Partea leului după evoluție. Eu din, din filmul ăla. Tablouri, alții. Da, alții. Dom'le, era foarte greu să ai pe vremea aia. Dar vei cum? Păi nu să ai. Da? Păi și de unde vei? Să le primești și ulterior după revoluție să le cumperi cu rea PPS, cu nu știu ce, cu... Nu, au făcut ăștia care au venit din valul 2, dar le-au cumpărat păi cu rea PPS-ul. Da. Dar n-aveai cum să le faci. Dar toți serviciile au văzut casele și ce s-a văzut și la mare și la alea și la alea. Și deci la dacă erai cu ei, vei? Da, pe unul din cumeții mei, care ți-a spus, să nu mai dau acum, Dumnezeu e mort, el a făcut toată privatizarea asta. Mm-hmm. Deci n-ai vrut să ai de-a face cu nu. Așa ceva și ai luat-o cumva... Nu. Bine, tot cu fel de fel de glume în stilul tău caracteristic, cu pensie de 1200 de roni. Păi cu... atât am. Să mor da. Păi n-ai cum să bagi benzină la Mustang de banie. Păi stai dumneavoastră că am afaceri. Mie statul român a trebuit de-a pensie. Ce ai spus? Că ai lucrat la un plover și apoi te-ai specializat în scos? Păi eu am mi-am plătit... Am, eu la firme care am avut, mi-am plătit taxele alea, plus că la Uniune mi-au dat... 6 milioane sau 600, nu știu cum a dat Uniunea. Da. Că am cotizat. Niște bani. Dar știi ce vreau să te întreb? Dincolo de dacă a fost fată sau băiat, că n-am mic, ea. Nu, dincolo de aspectul ăsta politic, de oamenii care ies în față, de oamenii susținuți să fie acolo, promovați și așa mai departe, ce spui de cei care nu apar? Nu-i cunoaște nimeni, stau în funcții călduțe, se mută de acolo acolo, n-au YouTube, n-au Instagram, n-au Facebook. Deci sunt o groază care se băgați în toate consiliile de administrație care au sași de bani. Asta spun. Cu ăștia ce? Ei sunt adevărații șmecheri? Nu, ei tot sunt puși pe alea, pe alea și eu zic o mare parte din bani să duc la aia care le-au pus. Uh-huh. Adică am văzut pe toți ăștia care au fost, nu vreau să dau nume când vreau, eu nu sunt de ideea să meargă nimeni de la Părnaie, de a cunoscut pe majoritatea. Cum zic ăștia, săgeata lola sau nămolul lola sau carbitul lola, n-au banii. Deci au luat-o, li s-a dat o porțiune, restul banilor la ăla care te-a trimis. Actorul la luptă. Actorul Serghei Mizil, distribuit de Daneliuc în Marilena? În Marilena, da. Da, Radu te chema. Radu. Și apoi funeralii fericite. Fericite, încă unul cu Daneliuc, după aia vreo... Dar parcă tot n-ai prins rolul vieții. Nu că n-ai avea timp să-l prinzi. Păi acum am terminat de filmat cu Saizescu, un film foarte interesant cu mari actori, mă refer la mine, mă refer la actori adevărați, care va ieși în primăvară, care e interesant, adică sunt foarte tare ideea. Sunt un criminal în pușcărie, cu 6 crime cu astea, sunt analfabet și să joacă o piesă de Shakespeare ca să evadez. Nu spun mai departe, că trebuia să vadă lumea în film. Foarte mișto a făcut filmul. Câte mai vezi trăind așa? Adică nu obosești? Nu. Nu. Cu chefuri, cu prieteni, cu apariții, cu... Dar nu pot să stau singur. Păi n-am spus să stai singur. Pe ce să în centrul atenției. Asta era întrebarea completă. Nu, dacă stau și cu... O copii și cu oricine, dacă nu am, ți-am spus, poate cred că eram mulți în casă, la masă, mulți în casă, în alea. Adică dacă eu stau la Znagov, că nu mă vrezi de nimeni. Dacă e să rămân singur acolo, mă urc în mașină și plec. Dacă îmi vine cineva, nu știu, să merg cu caiacul, să stau de vorbă, să fac, stau. Mm-hmm. Dar din generația asta tânără, să o numim, nu foarte tânără, tânără, vezi pe cineva așa care ți se aseamănă, ca șmecherie, ca șarm, stil, dacă tot vorbim de lumea asta nouă și de cum se trăiește acum. Adică un Serghei Mizil al zilelor noastre, chiar dacă nu e la nivelul tău, să spunem, și poate ajunge, gen.
Nu știu, nu pot să facă. Dar eu zic că e destul de... De greu. De greu pentru că n-au trăit prin chestia asta. Adică eu am plecat de mic, am stat și pe afară, prin batalionele disciplinare, am stat și pe aici fără case, că eu am plecat, m-am durut în cur de case și de aia, că nu stau cu mama și cu tata, așa. Adică am trecut prin foarte multe chestii și am avut o adaptare. Păi știam și dacă pot să-i duce acum să stea la... Pușcărie nu poate să iese, dar la batalion de șpiară, că e tot un fel de pușcărie, nu? Uh-huh. Aveam pijama să stătea în picioare. Dar ai fost și pe acolo într-o vreme, nu? La batalion și binar. Și la închisoare, nu? Nu. Ai scăpat. Ai vrut să fiu? Nu, dar ai spus. Nu, domnule. Ai dat de înțeles. Am fost să filmez. A, doar să filmez. Și am fost după prieteni și să șeful pușcărie unde ajung, țipă toată lumea, sunt cel mai bit în pușcărie. Uh-huh. Dar nu ți-a fost frică vreodată de... Păi dacă ea se bucură cel mai tare. Vrei să spun o singură poveste, că am spus acum așa, o să fie pe la... Te rog. Să te uiți la aia cu fratele Fanes Puitorul. Da. Cu Migdal. Eram cu mașina, mergeam spre Snagov și vorbeam prin difuzor. Mergeam cu Cora, era vară, eram decapotați și sună Migdală. Și mi-a dat pe aia din celulă. Bă, cine ești? Bă, sunt Costel, mai cincea. Lasă, bă, că trece. Mi-a dat pe ăla. Și a spus, fii Migdală, bă, prostule, vin aici că te iubește tot, mă, stai ca fraier pe afară. Da, asta e glumă așa, mai... Nu, domnule, i-a spus că dacă toți ia... Păi când am filmat aici, m-au întrebat ăștia, domnule, dar de unde știi? O luat toată pușcărie, ce-au țipat aia, alea, ce-au făcut Serghei, alea, să mă pupe. Fugeau actorii, stai mă, că omul nu-ți face nimic. Și pușcăria și un om, nu? Da. Că nu toți au intrat pentru clipă, pentru viață. Făcea Giovanni, că nu-i grădină zoologică. Da, au intrat pentru economic, poate au intrat că a avut un accident, bă, de putea, nu? Da. Dacă ar fi așa să facem un clasament al șmecherilor din România în toată această perioadă în care v-ați desfășurat, pe ce loc v-ați spune? Nu. Dar din punct de vedere material, pe sunt ăștia. Nu material. Cu strada asta. Nu loc, dar nu am ascultat de nimeni, nu mi-a fost frică de nimeni, m-am luat cu toți președinții la televizor, uh-huh. Le-am și jignit, le-am și făcut, ei m-au jignit, eu le-am răspuns. Mă iau cu toată lumea, nu mi-e... N-am... Dar, n-am de ce... Că dacă n-am făcut nimic cu ei, ce să-mi facă? A, doar să vină să mă calce cu mașina, sau să-mi zică... Ce, cu mă bagea până la ei, pe ce? Că beau. Procese am avut, le-am câștigat. Pe toate? Pe toate. Afacerile, acum, sunt în regulă? Cum? În cap. În cap? Da. Adică... Nu merg. Domeniul meu, eu imobiliar și asta, nu, în cap, în cap. Și din ce trăiți? Din ce am făcut, din ce am avut, așa, dar o luase foarte bine cu construcțiile, uh-huh. Și cu căcatul ăsta de război și cu virusurile lor și tot astea, plus ce se întâmplă, cum se joacă cu căldura, cu curentul, cu roborul, cu băncile, că cu băncile cea mai mare crimă e care câștigă 800-900% și ne-a cocoșea și nimeni în cea măsură. L-ai văzut pe un greu, a spus? Nu, 200 și rezultați înapoi la populație. La noi nimic. Și s-a blocat totul. Și nimeni n-a înțeles că toți spun, ce vă nu mai construiți? Nu, oamenii sunt imbecini în România. Și vorbesc de clasa politică. Uh-huh. Păi nu mai când nu a mers construcție, nu că n-a mai mers cimentul, varul și alea. Omul când și acasă, și-a parchet, clanță, ușe, lampă, frigider, aragaz, pat, bucătărie. Deci mergea o industrie întreagă, nu? Da. Geamuri, termopan, toate astea. Când s-au blocat, au căzut și toate alea, nu? Hai spuneți-mi acum pe final, de viața de noapte. Mai există? Sau se rezumă la șprițuri până la orele dimineții cu notari? Mai există? Da. Și cum e? Cu lepre, cu alte obiecte, cu... Da, nu cluburi, nu... Serviți? Nu. Nu. Înainte, vremea noastră era caterincă și puteai să te alemas, să vedeai un program. Acum, cu muzica aia care îți dă în cap. Asta spun. Și te omoară, nu. Și plus că o întreabă pe Giovanni ce mi se întâmplă și de-aia mai vin toți la mine, mă pupă, îmi dau tot felul de pahare cu tot felul de chestii, nu mai sunt om. Uh-huh. Și lăutarii? Lăutarii merg. Merg. Da. Chiar a fost o ediție tare de tot. Îți mulțumesc. Eu știu, asta vezi tot ce am văzut. Îți mulțumesc și te mai aștept. Cu mare plăcere. Sergei Mizil, the one and only.